În Consiliul Județean am participat la o licitație care avea ca obiect de activitate concesionarea unor, care avea ca obiect concesionarea unor terenuri și mi-aduc aminte că în momentul în care am descoperit anumite nereguli, nu aveam posibilitatea, conform contractului, să le taxăm. Deci, odată, condițiile, termenele, toate trebuie modificate. Am avut și acele asocieri pe care Consiliul Județean a făcut cu primăriile. La fel, acolo au fost impuse niște condiții pe care primarii nu au putut să le respecte din cauza faptului că au avut un termen foarte scurt la dispoziție pentru a putea cheltui banii, nu s-au putut încadra și bineînțeles că în anumite situații unele lucrări au început, domnii primari au trebuit să și le continue din surse proprii, pentru că în acel moment Consiliul Județean nu a mai putut veni cu o participare cum trebuia să o facă. Din cauza acestor legi existente, termene foarte scurte în anumite situații, cum a fost cu aceste asocieri, și termene foarte lungi pentru posibilitatea de a contesta una după alta în funcție de cum vrea să câștige, cine vrea să câștige.